Vai, îmi nebunesc la faze de astea Când moare un om sau se sinucide că avea probleme sau că n-avea Și vin jurnaliștii lui Pește să întrebe pe cei din jurul mortului Și era trist, era abătut așa în ultima perioadă Dădea bună ziua la babe în bloc A, nu domne, urma să fie acuzat de moartea a zeci de mii de oameni Și alerga pe aici prin curte de fericire, vă spun Zilele trecute l-am văzut, maică, era atât de fericit Cânta aia cu și altă dată, și altă dată Așa făcea el Îi dădeau lacrimile de bucurie când auzea că îl cheamă la DNA Serios, ce întrebări tâmpite sunt astea? Sau cum e placa aia cu Doamnelor și domnilor, soția lui este devastată de durere Bravo, frate, mare descoperire, că pe un mort îl plânge familia. Da, mă rog, să depășim momentul. Domnule Cioloș, stați puțin să vă explic ceva. Scandalul ăsta Hexifarma a explodat după ce, an la rând, un medic a tot făcut informări către SRI Da, 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 e foarte important să reținem asta Da, am vorbit și noi aici, o tot spunem Oamenii cinstiți, oamenii de bună credință dintr-un sistem Trebuie să urle, să spună tot ce se întâmplă acolo Să nu-și menajeze șefii și păgari Pentru că ei sunt primii care au de pierdut Tu n-ai șef de secție? Pe de altă parte, să nu fim totuși atât de exigenți cu ei. Dacă ne gândim că autoritățile statului zic că știau de an bun ce se întâmplă în spitale. Cum să vă zic, domnule Cioloș, aveți dreptate, dar stați puțin. Mai întâi să vedem ce au făcut instituțiile statului, cele care ar fi trebuit să-i protejeze pe cetățeni. După aia să ne stropșim și la angajați, că n-au făcut scandalul mai mare și mai din timp. Și pentru că a venit vorba de oameni din sistem, iată, domnule Cioloș. Ancheta nu va fi împietată niciun mod de faptul regretabil al accidentului care s-a produs și că lucrurile se vor clarifica cu referire la toate faptele și la toți participanții din această cauză. A, nu, ancheta chiar nu va fi împiedicată, de fapt, mai bine că a murit Condrea, nu că mai încurca la anchetă. Da, vorbea mult, era era așa un tip foarte enervant. Așa fără el o să meargă totul mult mai ușor. chiar Or fi avut băieții noroc astăzi cu perchezițiile alea la locuința lui Condrea? Noroc în sensul că or fi găsit ceea ce căutau și nu trebuie să aflăm noi poporul? Procurorii fac percheziții informatică asupra telefonului lui Dan Condrea și a altor dispozitive electronice ridicate astăzi de la domiciliul patronului Hexi Pharma. Pentru că da, așa cum ai spus și tu, astăzi procurorii au fost la domiciliul patronului Hexi Pharma, de unde au ridicat documente, vă spuneam dispozitive electronice și alte obiecte de asta zic, domnule Cioloș, până să vorbim de cei din sistem care au tăcut, haideți să vorbim de cei care au știut și s-au uitat în altă parte. Mai mult de atât, l-au lăsat pe ăsta în libertate până s-a îmbolnăvit de moarte subită și a mierlit-o. Asta cum vi se pare?